Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă invităm să vorbim astăzi despre libertate și libertinaj. Și avem un invitat special pe Părintele Constantin Rădulescu de la Capela Penitenciarului Ploiești. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc și mulțumesc că am revenit la misiunea dumneavoastră. Avem o temă interesantă, având în vedere că Sfinția voastră slujiți într-un penitenciar, cu siguranță că lucrul cel mai important pentru cei care ajung, iată, într-un regim de detenție este libertatea. Și probabil că noi, cei care nu ne aflăm într-un regim de detenție, ne întrebăm bine și de ce ar trebui să ne preocupe pe noi acest subiect. Ce ar trebui să reprezinte pentru noi libertatea, având în vedere că suntem în libertate, avem posibilitatea de a ne deplasa oriunde dorim și să facem toate lucrurile pe care dorim să le facem. Însă știm, Părinte, că omul cu adevărat liber este omul care are libertatea și reușește să-și o manifeste în scopul de a nu face păcatul. Omul care este omul împătimit, omul care este legat de o viață plină de păcate, fără doar și poate, nu se poate numi un om liber. De aceea am ales această temă atât de importantă pentru noi și sperăm că și pentru telespectatorii care ne urmăresc, și încercăm, dragi telespectatori, să vedem cât de importantă este libertatea, de ce ar trebui să o căutăm în viața noastră și în ce fel, urmând învățătura Bisericii, urmând, iată, poruncile Mântuitorului nostru Iisus Hristos și îndemnurile Lui, care ne sunt de mare folos pentru a ne putea mântui, încercăm să vedem și noi cum putem prețui libertatea, cum o putem înțelege și de ce este atât de importantă. De aceea, înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să vă întreb, Părinte, ce ar trebui să reprezinte pentru fiecare creștin libertatea? Cum ar trebui să o înțelegem noi? Fiecare creștin înțelege libertatea, un creștin adevărat înțelege libertatea ca fiind acel mod de viață în acord cu Dumnezeu. Pentru fiecare dintre noi e important și de prețuit că să știm că libertatea vine de la Dumnezeu și că este darul cel mai de preț al omului în raportarea cu semenii și cu Dumnezeu. Se spune în capitolul creației că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Având în vedere că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înseamnă că avem și libertatea pe care o are Dumnezeu, ne-a dat-o și nouă, ca să putem să ne manifestăm după propria noastră voință. Deci, libertatea, să nu spun cel mai mare dar, că iubirea este cel mai mare dar, dar este un dar extraordinar de prețios pentru creștini. De aceea și în grădina Edenului au fost sădiți acei doi pomi, unul prin care se putea trăi veșnic și unul prin care se putea muri, pomul cunoștinței binelui și al răului, pentru a se manifesta libertatea omului. Adică Dumnezeu a pus în fața omului creat de el posibilitatea de a alege după propria voință. Și atunci înțelegem că acei doi pomi era piatra de încercare a libertății omului. Și omul se vede că până la urmă a ales să-și manifeste libertatea totală înspre a nu asculta pe Dumnezeu. Deci un om care nu are libertate este un om înrobit, este un om care se supune unor reguli prestabilite și un om care are o durere în suflet că nu poate acționa după propria sa voință. Deci Dumnezeu nu a dorit acest lucru și atunci a dat posibilitatea omului de a acționa după propria sa voință și atunci omul acționează cum crede de cuvință că trebuie să-și trăiască viața. Ați menționat că omul care este înrobit de păcate nu este un om liber. Într-adevăr, nu este un om liber, dar pur și simplu a ajuns în această situație pentru că și-a folosit libertatea într-un mod rău, într-un mod care nu-i aduce viața veșnică, nu-i aduce un bun pe termen lung, am putea spune. Și consideră pe moment că, cu libertatea pe care o are de a alege, că a face un păcat este bine pentru el în momentul respectiv. Am văzut undeva o expresie de genul: libertatea este veșnică, iar libertinajul vremelnic. sau libertinajul duce spre moarte. Deci libertatea de la Dumnezeu este veșnică și rămâne în noi ca posibilitate veșnică, pe când libertinajul, adică a alege să faci lucrurile după cum crezi tu că îți este bine, dar în păcătuire, pentru că libertinaj înseamnă, de fapt, a nu mai ține cont de morală, de această viață în Dumnezeu, da? De conlucrarea cu Harul lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci libertinajul presupune, până la urma urmei, libertatea de a face păcat sau alegi de a face păcate fără să mai ții cont de nimic. Sunt liber să fac ce vreau, pot să mă manifest cum vreau, ce contează dacă fac bine sau rău, eu vreau să fiu liber. O libertate prost înțeleasă, am putea să spunem, pentru că sau se socotește ca fiind o libertate plină de capricii, ceva, o libertate ce nu construiește pentru sufletul omului, ci îl dărâmă. Dar vedeți că diavolul apelează la libertatea omului și îl face pe om să gândească că în libertatea lui are toată puterea de a păcătui, de a se manifesta cum dorește și în sens rău. Părinte, vorbim despre libertate și fără doar și poate se cuvine să vă punem această întrebare, având în vedere că slujiți în penitenciarul din Ploiești. Cât de importantă este libertatea pentru oamenii care ajung în detenție? Am spus-o și altă dată, abia atunci când îți pierzi libertatea, ajungi să o prețuiești. Și ne dăm seama că orice persoană privată de libertate, în primul rând, va suferi. De aceea este și această pedeapsă cu privare de libertate pentru anumite păcate, pentru anumite fapte, ca să simți într-adevăr și să prețuiești ce înseamnă să trăiești liber, să trăiești în acord cu semenii tăi și cu Dumnezeu, să poți să ai o vedere mai adâncă asupra a ceea ce trebuie să faci cu viața ta. Persoane private de libertate din orice penitenciar suferă, în primul rând, pentru că nu pot acționa după propria lor dorință și voință, ci sunt supuși unor programe, unor îngrădiri trupești, pentru că nu poți ieși afară, nu poți să ieși în libertate, să comunici cu ceilalți pentru anumite fapte. Și suferința este permanentă de la începutul încarcerării până la sfârșitul încarcerării, pentru că, până la sfârșitul detenției, pentru că omul în detenție suferă, să dau două exemple, suferă întâi pentru că nu își are familia aproape și familia contează foarte mult și al doilea exemplu, suferă că nu se poate manifesta în continuare în libertatea pe care a avut-o. Deci familia poate compensa un pic prin vizitele pe care le au deținuții, dar nu atât încât să poată să urmărească cum își crește copilul. Nu, copilul vine o dată pe lună, poate, la vizită. Deci persoanele private de libertate suferă de când intră până ies. Dar știți că suferința este de cele mai multe ori vindecătoare de suflet. Și Părintele Dumitru Stăniloae spunea că o cunoaștere a lui Dumnezeu prin suferințe, prin experiențele concrete ale vieții, îl poate apropia pe om de Dumnezeu. De ce? Pentru că te face să-ți readuci aminte de Dumnezeu, să gândești la ce-ai pierdut sau la ce nu ai experimentat în sens bun până atunci. E un timp de gândire pentru ei. Au, să spunem așa, posibilitatea să reflecteze asupra perioadei care va urma după detenție și, cu siguranță, mulți dintre ei, am observat, își pun de aici, din perioada de detenție, își pun în suflet și în inimă să facă totul spre binele lor, spre binele familiei lor și a copiilor lor. Am observat că cea mai grea suferință a celui întemnițat este să nu fie aproape de copii. Să știe că au crescut copiii fără el acasă. Să știe că copiii lui nu au putut să-i spună tată în fiecare zi sau, știți, există mersul la școală, aniversări și alte cele și să ajungi după câțiva ani acasă și să-ți vezi copilul deja mare. Este o suferință. De aceea, persoanele private de libertate își prețuiesc libertatea pentru că au ajuns în această situație. Au ajuns în această situație de a nu își da seama și de a nu prețui până la urmă libertatea. Părinte, sigur că nouă, din păcate, ne este lezne să judecăm și imediat ne-am putea gândi bine, dar ei au ales să greșească, ei au ales să săvârșească anumite fapte și lucrul acesta, iată, le-a adus detenția și suferința. Lucru pe care, sigur că noi, cei care nu ajungem în detenție, cei care nu ajungem într-un regim din acesta privat de libertate, nu-l conștientizăm, că și noi atunci când păcătuim și noi atunci când greșim, la un moment dat toate aceste greșeli vor aduce suferință, fie în trup, fie în suflet, fie în alt mod. Și atunci poate ne dăm seama, cum spuneați mai devreme, cât de important este să prețuim libertatea și să facem alegerile corecte din viața noastră. De aceea vă întreb, care este sentimentul sau cum pășesc persoanele private de libertate în biserică și care este interacțiunea lor cu Dumnezeu? Bănuiesc că cei mai mulți probabil că n-au mers la biserică înainte de a ajunge într-un astfel de regim. Cum îl descoperă? Pentru că știu că aveți strana asigurată de cei din detenție și ei vă ajută și la săvârșirea sfintelor slujbe. Da. Rămân ancorați în biserică după ce... Cu ce îi ajută biserica, practic, în momentul în care ajung într-un astfel de regim? M-a întrebat cineva la un moment dat ce satisfacție am în legătură cu misiunea mea în penitenciar. Una deloc ușoară. Da. Satisfacția este să vezi că atunci când intră o persoană privată de libertate în capela penitenciarului și se raportează la Dumnezeu diferit, poate de cum o făcea afară, cu mai multă aplecare către sufletul lui și către relația lui cu Dumnezeu, și să declare după, nu știu, câteva slujbe sau alte activități pe care le-am desfășurat în capelă, că se simt în capela penitenciarului ca în libertate. Adică nu au mai simțit detenția. Deci odată ce au intrat pe ușa capelei, în cadrul capelei s-au simțit ca în libertate. Și asta este un mare folos duhovnicesc pentru ei, pentru că ce poate fi mai frumos să uiți pentru momentul acela în care ești în fața lui Dumnezeu, că nu ești în detenție, ci că ești în libertate și că te afli într-o relație cu Dumnezeu mai profundă decât o făceai până atunci. Știu, nu din gura unuia singur, ci mulți mi-au declarat acest lucru, că se simt ca în libertate. Și mulți mi-au spus că, părinte, până aici n-am știut de biserică, n-am știut de spovedanie, n-am știut de împărtășanie, n-am știut de rugăciune. Multe nu am știut până aici. A trebuit să ajung la pușcărie, este cuvântul mai des folosit, ca să-mi dau seama ce înseamnă lucrurile acestea. Și am... Băiatul care acum conduce într-un fel strana, îmi spunea chiar ieri că părinte, eu înainte stăteam cu ochii pe ceas, o mai fi mult, o mai fi, dar acum de când cânt la strană înțeleg totul și nu mai am nicio grabă, nu mai am nicio nerăbdare de a se termina și a pleca din biserică. Mă uit la alții, se îngenunchează, se duc, se roagă la icoana Mântuitorului, la icoana Maicii Domnului, și nu le spun eu să facă lucrul acesta. Adică vin pur și simplu să se roage pentru că simt că acolo își regăsesc legătura cu Dumnezeu. Și mai surprinzător este faptul că vin și altfel de persoane decât cele ortodoxe, adică pentecostar, musulman, mai multe confesiuni vin și se roagă în penitenciar, poate nu se închină în capela penitenciară, poate nu se închină, poate nu vor să-i miruiesc, dar totuși vin, stau, ascultă chiar și slujba și la urmă pleacă și cred eu că pleacă mai împăcați decât au venit prima dată. Și mi-au și spus că, părinte, venim că aici îl găsim pe Dumnezeu. Deci prețuiesc foarte mult libertatea Fără doar și poate, așa cum spuneam mai devreme, misiunea pe care o aveți acolo nu este una ușoară, la fel cum toți preoții de caritate, atât din Patriarhia Română, din țara noastră, dar și din afară, desfășoară o activitate cu totul și cu totul specială, pentru că sunt într-adevăr aproape de cei în suferință. Și vedeți, la un moment dat, în Sfânta Scriptură, însuși Mântuitorul Hristos ne spune: în temniță am fost și n-ați venit la mine. N-ați venit la mine. Fără doar și poate, cum spuneam un pic mai devreme, ne este foarte ușor să judecăm oamenii, să punem etichete asupra lor, să îi stigmatizăm. Spuneați mai devreme de suferința celor din detenție. Cred că am putea să extindem această suferință și la familie, pentru că copilul unei persoane private de libertate este un copil stigmatizat, din păcate, la școală, în grupul de prieteni, și cred eu că ar trebui să avem o altfel de aplecare față de acești oameni, care, într-adevăr, cum spuneam mai devreme, au înțeles greșit libertatea. Dumnezeu i-a pus la adăpost ca să se gândească asupra lucrurilor pe care le-au făcut și, sigur, iată, biserica le este aproape în momentul cel mai important de suferință și îi ajută. Și spuneați într-o altă ediție, și aș vrea să vă rog în cele ce urmează să ne dați și câteva exemple, că sunt oameni care ajung într-un astfel de loc fără să conștientizeze asupra gravității lucrurilor pe care le-au făcut, fie din anumite vicii, fie poate dintr-o mândrie exagerată, fie din dorința de a ieși în evidență. Nu știm exact fiecare în parte de ce a ajuns într-un astfel de loc, dar ajungând aici s-au transformat și au ieșit altfel de oameni, care acum nu doar că sunt oamenii respectați și își desfășoară activitatea cu multă abnegație, dar sunt și oamenii ancorați în biserică. Da, am întâlnit multe exemple de genul pe care le-ați enumerat. Sunt oameni care nu au prețuit probabil libertatea afară, în sensul că până la urmă ce înseamnă să fii liber, să-ți exprimi voința în acord cu Dumnezeu și cu semenii tăi. Aminteați mai devreme și de libertinaj. Atunci când îți iei lumea în cap, ca să spunem așa, și faci ce te taie capul, când vrei, cum, unde vrei și de ce vrei, ca să te preamărești pe tine și să te afirmi că ești altcineva decât ceilalți, iată, ajungi pe un teritoriu care cu siguranță te va duce mai târziu spre suferință. Ei au parcurs, să spunem așa, acest traseu, au ajuns în suferință, au ajuns în penitenciar. Și spuneați despre copii. Într-adevăr, copiii nu execută o pedeapsă, dar se pare că suferă cel mai mult din cauza pedepselor părinților. Nu? Este greu pentru un copil să îl și minți până la urmă, să-i spui că nu ești într-un penitenciar, ești în altă parte. Am întâlnit și aceste cazuri. Deci, persoanele private de libertate trecute prin capela noastră și care s-au schimbat, și-au schimbat sufletul, și-au schimbat viața, cu care acum mai am oarecare legătură, că nu păstrez o legătură permanentă cu nimeni, dar mai interacționăm așa din când în când. Aud că sunt bine, că au primit dragostea familiei, au primit dragostea prietenilor și prietenii s-au coagulat, să spunem așa, pe lângă ei. Societatea, într-adevăr, stigmatizează foarte ușor pe persoanele private de libertate. Mi-aduc aminte că și eu, până să ajung să fiu preot în Capela Penitenciarului Ploiești, aveam o altă imagine a celui care ajunge în penitenciar, dar trebuie întotdeauna să ne amintim de această poruncă a Domnului nostru Iisus Hristos. Peste câteva duminici va fi Duminica Înfricoșătoarei Judecății, în care spune: în temniță am fost și ați venit la mine. Deci Mântuitorul Hristos nu degeaba a făcut referire la cei care sunt în temniță, pentru că s-ar putea ca printre cei care sunt în temniță să fie și unii mai puțin vinovați, unii mai mult, dar înseamnă că Mântuitorul Hristos știe și ne atrage atenția că în temniță e o altfel de suferință. Și această suferință trebuie mângâiată și trebuie, să spunem, alinată de către dragostea noastră. Bineînțeles că dragostea, cea mai multă dragoste o primesc de la familie. Și întotdeauna familia este cea care susține persoana privată de libertate. Dar mai departe, când se va libera din penitenciar, trebuie să avem în vedere și noi că este ușor să ajungi acolo. Dacă nu ești atent cu viața ta, foarte ușor. Și menționam de libertinaj. Libertinajul te duce foarte ușor în penitenciar. Poți să consumi droguri, poți să mergi... Acum am văzut că mai nou acele razii ale poliției în care te controlează pentru alcool la volan, este și pentru droguri la volan. Foarte ușor poți să ajungi penitenciar. Sunt situații din acestea domestice, în care la fel de ușor poți să ajungi penitenciar. Nu pot să enumer acum ce situații pot duce în penitenciar, dar dacă nu ești atent cu viața ta, cu libertatea pe care ți-a dat Dumnezeu să o folosești în bine, riști să ajungi chiar să execuți o pedeapsă privativă de libertate. Acum fiecare dintre noi poate judeca pe cel care a fost în penitenciar mai aspru sau mai blând. Dar să nu uităm că și noi vom fi judecați. Și țin să trag așa un semnal de alarmă că libertatea pe care ne-a dat Dumnezeu trebuie folosită pentru creșterea noastră sufletească, pentru bunăstarea noastră familială, pentru educația copiilor noștri și așa mai departe. Sunt multe lucruri pe care le putem face din proprie inițiativă și din libertate, pe care trebuie să nu le uităm, să fim foarte atenți cu viața noastră. Dacă ne-a dat Dumnezeu libertate, nu înseamnă că a dat-o ca să o folosim în rău. Cum spuneam mai devreme, libertatea este veșnică dacă o folosești în bine. Libertinajul duce spre moarte, pentru că libertinajul presupune a-ți folosi libertatea în rău. Acum, ce este de ales? Ne spune Sfânta Scriptură, chiar și în Deuteronom, mi se pare, iată, ți-am pus înainte viața și moartea, binele și rău. Ce vei alege să faci? De aceea, consider că educația din familie, consider că mersul la biserică, biserica educă oricum, că vrem, că nu vrem, biserica este cea care educă în bine. Trebuie să fim un pic mai atenți cu viața noastră. Trebuie să fim foarte atenți cu libertatea noastră. Ați menționat mai devreme de vicii, iată și noi sesizăm în societatea această mare ispită a drogurilor de care vorbeați mai devreme, dar și alte vicii și vedem că de multe ori cuprinși de valul societății în care trăim, putem risca și noi să fim întotdeauna expuși la o astfel de încercare și fără să ne dăm seama să greșim, fără să vrem, și să ajungem într-un astfel de loc, fie poate pentru că n-am făcut o alegere corectă, poate pentru că n-am intrat într-un anturaj corect și din nou atragem atenția cât de important este să știi să-ți alegi prietenii și din nou unde poți să-ți găsești cei mai buni prieteni dacă nu în biserică. Sigur, începând cu Hristos Domnul, Maica Domnului și toți Sfinții pot fi prietenii noștri atâta timp cât și noi ne străduim să iubim și să prețuim ceea ce și ei au iubit. Și dacă ne gândim la Sfinți, conștientizăm, iată, importanța rugăciunii, importanța postului, importanța participării la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Spuneți așa de frumos mai devreme că un om ancorat în biserică, un om educat de biserică, este un om care tot timpul se gândește, nu de două ori, poate de mai multe ori înainte de a face un gest, de a spune un cuvânt sau de a face un lucru care, iată, l-ar putea aduce într-o astfel de situație dificilă. De aceea aș vrea să vă rog, pentru că ne îndreptăm, din păcate, către finalul ediției de astăzi, aș vrea să vă întreb, Părinte, dacă din experiența Sfinției voastre, că în fiecare zi sunteți printre ei și aveți și tineri în penitenciar, din păcate, și oameni în vârstă, dacă ar fi să extrageți două sau trei sfaturi pentru cei din afară, dacă ar fi să le dați un sfat din partea lor, din experiența lor, din suferința lor, ce le-ar spune cei din detenție, celor care se află în libertate și care sunt acum poate la un pas să pornească pe un drum greșit sau poate unii dintre ei au pornit și nu-și dau seama de riscurile la care se supun. De cele mai multe ori tinerii, că ați amintit de tineri, regretă că nu au ascultat de părinți, pentru că și la taina Sfintei Spovedaniei am auzit spunând am păcătuit că nu mi-am ascultat părinții. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, părinții știu mai bine, au o experiență mai vastă decât copiii în ceea ce privește viața și totdeauna caută să le dea cele mai bune sfaturi copiilor lor. Și nu au ținut cont de aceste sfaturi ale părinților. Deci, într-adevăr, părinții au un rol esențial în educația copilului. Atâta timp cât sunt ascultați. Un al doilea a spus de alegerea prietenilor. Într-adevăr, sunt mulți dintre cei cu care interacționez, care sunt în penitenciar din cauza unor anturaje greșite. Știți cum e într-o gașcă cine se afirmă mai tare? Sau provocarea aceea, dacă eu fac asta, fă și tu, sau n-ai curaj să faci nu știu ce. Lucruri în acestea teribiliste, care, într-adevăr, dintr-un libertinaj în acesta, dus un pic la extrem, ajung în penitenciar. Deci, iată, faptul că nu-ți alegi prietenii bine, faptul că nu asculți de părinți. Există și cei care revin a doua oară în penitenciar și a doua oară își dau seama mai bine că prima dată când au fost în penitenciar au zis aia a fost o întâmplare. Dar când au stat a doua oară în penitenciar și-au dat seama că nu și-au schimbat viața, poate nu au luat chiar în serios tot ce le s-a întâmplat, nici legea nu și-au însușit-o întru totul, pentru că nu mai ajungeau a doua oară în penitenciar. Deci, principalele cauze, putem spune, sunt acestea în care există anturaj, există lipsa de respect, am putea spune, pentru sfaturile părinților, pentru tineri. Există lipsa de respect, până la urmă, și pentru familie. Nu este neapărat o lipsă de respect, dar nu te-a preocupat prea mult familia, ci te-a preocupat prea mult propria persoană. Și le mai spun câteodată, uite, nu era bine să stai acasă cu copiii tăi acum decât să stai cu gașca la momentul respectiv. Și zice, da, părinte, așa este. Mai bine stăteam acasă cu soția și copiii decât să mă duc la o bere și de la o bere să ajung la o ceartă, la o bătaie și așa mai departe. Presa ne prezintă, din păcate, multe exemple de genul acesta. Aș ruga, adică rog telespectatorii să aibă în vedere a nu certa neapărat pe tineri, ci a-i face să înțeleagă ceea ce este bine și cum trebuie să-și folosească ei libertatea. Dacă tinerii nu vor vedea la noi, cei mai în vârstă, un exemplu, dar nu, am observat în penitenciar că poți să vorbești oricât ai vrea într-un sens din acesta mai autoritar. Nu te aude nimeni. Trebuie să vorbești, să apelezi exact, cum spunea Mântuitorul Hristos, la inima omului. Trebuie să apelezi la dragostea, trebuie să înțeleagă dragostea pe care o ai tu către el. Și va ține cont. Vă spuneam și în altă ediție că obișnuiesc să-i mai îmbrățișez, pentru că îmbrățișarea spune mai mult decât multe cuvinte. O simplă îmbrățișare. Să ne ajute Dumnezeu să fim și noi aproape unii de alții și să ne ferim de orice păcat care ne aduce într-o astfel de stare și noi întotdeauna să prețuim libertatea pe care am primit-o de la Dumnezeu, libertatea de a face bine, libertatea de a alege drumul corect, libertatea de a participa la Sfintele Slujbe și de a ne lăsa educați de Biserica Mântuitorului Hristos. Părinte, din păcate... Îmi pare că timpul s-a scurs și nu am reușit noi să acoperim toate. Subiectul este vast și mărturisesc că mai aveam câte ceva de spus, dar mulțumesc și pentru această ocazie de astăzi, pentru că am făcut așa un pic de lumină asupra ceea ce se întâmplă cu persoanele private de libertate și cu libertatea noastră prost înțeleasă. Și sigur, cu implicarea Bisericii, care este întotdeauna permanent alături de omul în suferință. Poate într-o altă ediție o să vorbim despre implicarea Bisericii Cu siguranță. Din păcate, suntem la finalul ediției de astăzi. Suntem nevoiți să încheiem ediția de astăzi, mulțumindu-vă pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și pentru cuvintele cu adevărat ziditoare de suflet. Mulțumesc! Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!